Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță. Avem imagini de pe stadionul municipal din Mediaș, acolo unde se încheie etapa cu numărul 7 din Liga 1. Gazmetan, UTA, oaspeții, în cazul unei victorii ar putea să prindă chiar ultima poziție de pe podium. Chiar în poarta celor de la FCSB. Să vedem această centrare bună și intervenție de ultim moment a lui Idris Bata. Mingea se îndrepta în poartă și acum o centrare spectaculoasă. Mingea rămâne în careul arădenilor. Dangubic foarte liber, Roger în cealaltă parte. Preluarea nu este perfectă, șutul peste poartrarea sud-americană a lui Rolandas Baravicas. Centrarea lui Dangubic pe jos e bună și ocazie uriașă a lui Ubink, este cea mai mare ocazie acestei partide până acum. Dangubic așează perfect pentru șutul cu latul. Oricum e deschid și eu. Vukcevic centrează mai bine. Lovitura de cap mai convingătoare a lui Idris Bata. Are, spuneam, Laszlo Balint, Dangubic lasă în dreapta pentru Ubink. Ubink simulează centrarea, șutul este deviat. Încă un corner pentru UTA. UTA a avut mai multe argumente în această partidă până acum. O reluare periculoasă. Părea că pericolul a fost îndepărtat. Matricardi oare? Să vedem. Acum spatele a reluat Alexandru. Vorbeam de Ioan Hora și de scurtul său periplu și pe la Gazmetan. Această lovitură de la colț, centrarea lui Roger, scoate Vâlceanu și apoi Gabriel de Moura. Încă o dată șansa de mai devreme. Reluarea lui Miculescu, a marcat și în etapa precedentă, tot în urma unei centrări. Miculescu în victoria cu voluntari. Poziție foarte delicată. Bata șutează. Oh, Hora! Două șanse foarte mari pentru UTA în aceste ultime 10 minute. Avansează Shamed și respinge Iacob. Șut foarte bun al lui Shamed. Are trei jucători pregătiți la margine, Laszlo Balint. Va intra și Iacov, fundaș de bandă. Va intra și un mijlocaș central, Modesta Zvorobiovas, și de asemenea Antal. Rubink se întoarce. Ce pasă bună pentru Antal. Așteaptă doi jucători în care... decisivă. Sunt patru meciuri la rând decise de oameni veniți de pe bancă. Antal livrează pasa decisivă la doar câteva minute după ce a intrat pe teren.